slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Aș vrea câteva minute să medităm la un verset din Biblie. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre cina Domnului, în 1 Corinteni, la capitolul 11, spune că ce am primit de la Domnul, ceea ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se funge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și cuvintele acestea sunt, de fapt, un citat. Primul spus cuvinte a fost Domnul Iisus Hristos. El, fiind la masă împreună cu ucenicii, a instituit acest moment al cinei Domnului. Momentul acesta al cinei Domnului nu este gândul unui om și nu este părerea unui om. Și dacă vreți, sunt multe lucruri pe care noi le facem în biserică și bine că le facem. Dar când este vorba despre cină, acesta este unul dintre puținele lucruri despre care Domnul Iisus Hristos a spus să faceți lucrul acesta. În mod specific, să faceți. Vreau să ne gândim puțin la cuvintele Domnului Iisus Hristos, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și am să numesc scurtul acesta gând pe care vreau să vi-l transmit ca să înțelegem despre ce vreau să vă vorbesc. Moment de aducere aminte, căci la aceasta suntem noi acum. Suntem la un moment în care ne oprim din gândurile, din activitățile noastre, ne oprim din alergarea noastră și venim la casa Domnului ca să avem un timp în care să avem părtășie cu Domnul, spunem noi, și suntem aici îndemnați să ne aducem aminte. Așa a spus Domnul Iisus. Faceți, eu fac lucrul acesta spre pomenirea mea. Adică între momentul acela al instituirii cinei Domnului și momentul în care suntem noi sunt 2000 de ani. Și astăzi noi ne oprim și ne aducem aminte. Ne aducem aminte de momentul acela. Și vis-a-vis de momentul acesta în care ne oprim să ne aducem aminte, sunt 4 gânduri pe care vreau să vi le spun foarte pe scurt. Ideea aceasta a aducerii aminte nu este nouă în Scriptură. Dumnezeu este acela care, dacă veți citi Scriptura și mai ales primele 5 cărți ale Bibliei și în mod special cartea Deuteronomul, veți vedea că nu odată Dumnezeu îl îndeamnă pe Israel să vă aduceți aminte, să nu uitați, aveți grijă să nu uitați. Și le atrage Dumnezeu atenția asupra acestui aspect, să nu uitați. Permanent să vă aduceți aminte. Ce? Ce am făcut pentru voi? De unde v-am scos? Și toate aceste lucruri. Ei, noi suntem acum la un moment în care trebuie să ne aducem aminte. Trebuie să ne aducem aminte de jertfa Domnului, trebuie să ne aducem aminte de sacrificiul Domnului, trebuie să ne aducem aminte. Aceasta este dorința pe care Dumnezeu o are pentru noi în aceste momente. Să ne aducem aminte. Să ne oprim și să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte ce? În primul rând, să ne aducem aminte unde eram și de unde ne-a scos Dumnezeu. Unde eram noi și de unde ne-a scos Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, el în epistola pe care o scrie Efesenilor, aduceți-vă aminte căci în vremea aceea erați fără Dumnezeu în lume, erați străini de legămintele făgăduinței, erați în păcat, erați așa cum erați, aduceți-vă aminte. Tot Apostolul Pavel, în capitolul 2, spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după Domnul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Și în felul acesta eram noi toți odinioară, dar Dumnezeu a făcut ceva pentru noi, Dumnezeu ne-a scos de acolo. Niciodată să nu uităm unde am fost și de unde ne-a scos Dumnezeu. Niciodată să nu uităm lucrul acesta. Că am fost morți, că am fost în păcat, că am fost departe de Dumnezeu, că am fost în tot felul de situații și în tot felul de lucruri și Dumnezeu în marea Lui bunătate s-a gândit la noi când nimeni nu se gândea la noi. Dumnezeu ne-a iubit înainte ca noi să-L iubim și Dumnezeu ne-a căutat pe fiecare dintre noi înainte ca noi să-L căutăm. Și fiecare eram așa cum eram.
Unii băgați în tot felul de probleme, în tot felul de dependențe, în tot felul de păcate și de lucruri rele și Dumnezeu, așa cum a fost, nu a ținut cont de cum eram. Dumnezeu, așa cum am fost, pe fiecare dintre noi ne-a primit, dar slăvit să fie Domnul că Dumnezeu ne-a primit așa cum am fost, dar nu ne-a lăsat așa cum am fost. Dumnezeu ne-a schimbat viața, Dumnezeu ne-a transformat, Dumnezeu ne-a înnoit, Dumnezeu ne-a născut din noi, din nou. Dumnezeu a făcut din noi oameni noi pentru slava lui Dumnezeu. Și cine se uită astăzi la mine poate să facă o comparație între ce eram și ce sunt acum. Și mi-aduc aminte de lucrul ăsta. Pentru că sunt dator să-mi aduc aminte. Sunt dator să-mi aduc aminte că atunci când mă uit la cină, mi-aduc aminte de jertfă. Și ceea ce a făcut posibilă schimbarea mea a fost jertfa Lui. A fost jertfa Lui Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. În al doilea rând, dragii mei, să ne aducem aminte de prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru noi. Și este important lucrul acesta. Niciodată să nu uităm prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru noi. Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea gratis. Nouă Dumnezeu mântuirea ne-o dă gratis, ne-a dat-o și ne-o dă. Și astăzi, dacă sunteți nemântuiți, dacă sunteți neiertați, dacă știți că între voi și Dumnezeu nu există o relație, dacă vă simțiți depărtați de Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu prin Hristos este gratis, dar pentru Dumnezeu a costat foarte scump, pentru noi e gratis, dar pentru El a costat foarte scump. De ce? Că a fost posibilă mântuirea noastră datorită sacrificiului, datorită jertfei, datorită morții Domnului Iisus. Pe Dumnezeu, mântuirea noastră l-a costat totul ce avea mai scump, deși noi avem gratis. Și ne aducem astăzi aminte de prețul care a fost plătit. Ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a stat între cer și pământ cu brațele deschise și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Spunea cineva așa de frumos: poate că ești într-o perioadă dificilă și te întrebi unde este Dumnezeu acum. Și la întrebarea aceasta există un singur răspuns, exact în momentul în care era și atunci când Fiul Său stătea pe cruce, murind pentru noi. Exact în același loc. Mântuirea este prin har, adică este un dar care costă foarte scump și pe care îl primim. Acesta este harul. Harul este ceva foarte scump pe care îl primesc din partea cuiva. Respectiv, în cazul nostru este vorba despre iertare. Pe Dumnezeu l-a costat foarte scump, l-a costat moartea Fiului Său. Dumnezeu mi-o oferă mie prin har, adică gratuit. Este o favoare nemeritată. Aceasta este partea lui Dumnezeu. Partea mea știți care este? Să cred că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost pentru mine. Este ceva ce Dumnezeu face și ceva ce eu trebuie să fac. Și Dumnezeu vine la mine și îmi spune: vrei mântuirea mea, vrei să fii iertat, vrei să ajungi în cer. Și tu trebuie să faci ceva și știi ce așteaptă Dumnezeu la tine, de la tine, să-i spui: da, vreau, cred. Că asta înseamnă credință, înseamnă a înțelege. Și a spune: da, vreau, primesc lucrul ăsta, accept lucrul acesta. Slăvit să fie Dumnezeu. Acum vă rog să fiți atenți, oamenii lui Dumnezeu. Voi care aveți legământ cu Domnul, vă rog să vă gândiți foarte serios la ceea ce vă spun acum. Pentru că dacă trebuie să ne aducem aminte de unde ne-a scos Dumnezeu, dacă trebuie să ne aducem aminte ce preț scump a plătit Dumnezeu pentru noi ca noi să fim în locul acesta, iertați și mântuiți, să putem sta la masă cu Domnul. În al treilea rând, trebuie să ne aducem aminte, dragii mei, tocmai pentru că pentru noi a fost plătit un preț atât de mare, nu putem face tot ce vrem noi. Nu putem să facem tot ce vrem. Nu putem să trăim oricum. Nu avem voie. Înțelegeți? Adică vrei tu să înțelegi că dacă tu ești un bărbat credincios, tu trebuie să arăți că ești bărbat credincios întotdeauna, în fiecare zi, 24 din 24, și acasă, și la muncă, și față de copii, și față de nevastă, și oriunde trebuie. Înțelegi lucrul ăsta? Înțelegi că ești dator, ești responsabil?
vis-a-vis de lucrul acesta. Înțelegi că ești dator și responsabil față de colegii tăi de muncă și atunci când sunt lucrurile tensionate, să le arăți că ești copilul lui Hristos? Și mai ales dacă ei știu că tu mergi la biserică, să nu faci ceva ce nu trebuie, pentru că o să zic oamenii, ia uite-l și pe ăsta. Zice, pe degeaba-i chei tu pe aia la biserică, ea nu o să creadă în viața lor dacă tu ești ceea ce nu trebuie să fii. Dacă tu vorbești cum nu trebuie, dacă tu faci ce nu trebuie, dacă tu ești un om mânios, dacă tu spui cuvinte nepotrivite, dacă tu nu dovedești seriozitate în credința ta, nu chema pe cineva la biserică care te vede, că nu va veni. Noi suntem, dragii mei, responsabili de numele pe care îl purtăm. Suntem copiii lui Dumnezeu și trebuie să fim, să dovedim că suntem copiii lui Dumnezeu. Nu puteți să faceți tot ce voiți, iar Scriptura este plină de versete în sensul acesta. 1 Petru, capitolul 1, spune, aduceți-vă aminte că nu cu aur, argint și pietre scumpe ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, dar prin ce? Prin sângele scump al lui Hristos. Și pentru că ați fost răscumpărați în felul ăsta, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi, cum? Sfinți în toată purtarea voastră. Nu puteți să faceți tot ce vreți. 1 Corinteni, capitolul 6, ați fost cumpărați cu un preț. Nu sunteți ei voștri, ați fost cumpărați cu un preț. Dragii mei, Galateni, dacă vrei, Marius, sau cine acolo, să afișați Galateni, capitolul 5, cu versetul 17. Galateni, versetul 17. Că și firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că, spuneți voi mai departe, nu puteți să faceți tot ce vreți. De ce? Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a luat din lumea asta. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat un preț pentru noi. Pentru că Dumnezeu ne-a răscumpărat. Pentru că Dumnezeu a făcut din noi poporul lui. Avem datoria de a fi oameni sfinți. Avem datoria de a fi oameni pocăiți, oriunde și oricând. Aveți datoria voi ca bărbați să fiți oameni credincioși și pocăiți oriunde și oricând. Aveți datoria voi ca femei credincioase să dovediți că sunteți fiice ale lui Dumnezeu oriunde și oricând. Aveți datoria voi tineri care înțelegeți și faceți deosebire între bine și rău și știți ce este bine și rău, să-L cinstiți pe Dumnezeul părinților voștri oriunde și oricând. Suntem datori, dragii mei, pentru că suntem robii Lui, am fost cumpărați cu un preț, să ne aducem aminte de lucrul acesta. Pentru că este momentul să ne aducem aminte că nu putem să facem tot ce vrem. Dumnezeu să ne binecuvinteze în numele Domnului Iisus Hristos. Ultimul gând și vreau să trecem la a lua cina Domnului, să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos ne așteaptă în cer. Că a zis Domnul Iisus, voi mânca pâinea aceasta și nu voi mai face acum și nu voi mai face lucrul acesta până când îl voi face cu voi nou unde? În împărăția cerurilor. Domnul ne așteaptă în cer, dragii mei. Domnul ne așteaptă în cer. Domnul te așteaptă în cer pe tine. Mă duc să vă pregătesc un loc, zicea Domnul Iisus, și când mă voi duce și voi pregăti locul acela, mă voi întoarce ca să vă iau să fiți împreună cu mine. Știți că zicea cineva că venirea Domnului pentru mine poate să însemne să cuprindă două aspecte. Fie vine răpirea și vine Domnul, fie s-ar putea ca mâine sau poimâine sau săptămâna aceasta viața mea să se încheie sau viața ta să se încheie. Ești tu pregătit să te întâlnești cu Dumnezeul tău? Câteodată nu luăm cina. Și acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă nu sunteți vrednici să luați cina, cum veți fi vrednici să stați într-o zi în împărăția lui Dumnezeu? Dacă voi nu puteți să luați cina, și dacă n-ați luat cina nici data trecută, nici acum o lună, nici acum două luni, nu vă supărați pe mine. Dar e normal să îmi pun această întrebare, nu? Dacă eu nu iau cina și nu iau nici acum, nici data viitoare și nu am luat-o nici acum cu trei luni, atunci cum pot eu să spun că am în inima mea o speranță fie că într-o zi voi sta la masa aceea despre care a spus Domnul în împărăția cerurilor? Dragii mei, haideți să ne pocăim, haideți să ne apropiem de Dumnezeu.
Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să domnească cu adevărat în casele noastre și în inimile noastre și nădejdea aceasta să fie o nădejde vie pe care să o purtăm în sufletele noastre. Și nu contează când viața noastră se termină. Când viața noastră se termină, să fim gata să ne întâlnim cu Domnul. Acum haideți să ne ridicăm în picioare, ne rugăm așa cum obișnuim și rugăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi. Haideți să ne aducem aminte. La aceasta suntem chemați, să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte despre jertfa Domnului, să ne aducem aminte despre dragostea lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de toate aceste lucruri. Este timpul în care mai mult ca oricând trebuie să ne aducem aminte. Dumnezeu să ne binecuvinteze în numele Domnului Iisus. Haideți acum să ne rugăm Domnului împreună. Amin.